7 sfaturi utile pentru fotografia de călătorie. Fotografiile de călătorie sunt probabil cele mai interesante, datorită momentelor surprinse și a diversității ce intervine în rândul imaginilor obținute, întrucât acestea pot fi portrete, peisaje, arhitectură, natură și așa mai departe. Trezește-te de dimineață! Lumina e mult mai plăcută și, în plus, vei găsi și mai puțini turiști care roiesc în jurul monumentelor și spațiilor importante. Ia cu tine obiectivul potrivit. Alege un obiectiv cu o focală variabilă care să poată acoperi atât nevoile pentru cadre mai largi, cât și apropierea și obținerea unor detalii. O idee ar putea fi obiectivele de tipul 16-85 mm sau 17-85 mm, ori în cazul în care nu îți este greu să le transporti, ai putea opta și pentru două obiective cu zoom, un wide și un tele, de exemplu 17-40 mm și 70-200 mm sau 24-70 mm și 70-200 mm. Astfel vei acoperi majoritatea focalelor de care ai nevoie. Atenție la detalii! Detaliile pot dezvălui lucruri importante despre locul vizitat, specificul țării, obiceiuri, tradiții și așa mai departe. Joacă-te cu setările în mod creativ. Folosește un timp de expunere lung pentru a fotografia metroul în mișcare sau cascadele. Și o diafragmă deschisă pentru portretele cu un bokeh frumos. Folosește-te de filtrele fotografice pentru a accentua culorile, pentru a reda mai bine detaliile sau pentru a egala expunerea atunci când este cazul. Nu uita de oameni. Locurile sunt definite și de cei care trăiesc acolo, nu doar de natură, astfel că portretele sunt o parte importantă a fotografiei de călătorie. Profită din plin de lumina de la apus și de ora albastră. Cu siguranță nu vei regreta.